Dragilor, suntem în mașină și ne întoarcem de la botez pentru că tocmai ce l-am încreștinat pe finuțul nostru. Șerban Ioan. Șerban Ioan. Da, s-a mărut de emoții, a fost frumos. Poate vă arătăm câteva imagini în vlogul ăsta, să vedem. Da. Dar important e că acum mergem acasă. Unde? Că facem o petrecere cu nașii, pentru că suntem trei perechi de nași și o să îi vedeți despre cine e vorba. O să vi prezentăm imediat și facem un ceaun, facem o nebunie, o găteală, o nebunie cu spățialul Tibanu, cu toate lucrurile. O să fie fain, stați cu noi. Bine, dacă vă întrebați de unde este rochia pe care am purtat-o la botez, Galeshop by Gabriela Cristea sau Galeshop.ro? Dați follow acolo la Galeshop, da. Îmi fac și o reclamă, ce foarte să fac? Bine, pe site-ul meu, pe asta, da, da, da. Bun, bravo, bine, bine, hai, vă pup! Începe petrecerea! Nu e Tibi, el tot timpul are altă treabă. Uite-l! Da, uite că a venit, uite, e pe uite, telefoane, mireasa. Pe alea, mireasa. Mireasa. Și împreună cu domnul Adi și cu domnul Costin. Ai ceva cu mine? Pătrățel? Nu știu nici eu, care-i pinul? Stai, mă, că-ți trimite acum, e pe grup. Nu, ca să ia din trecul bot. Mă, eu fac vlog acum, mă, Tibi, facem vlog. Facem vlog, zi-mi ce prezinți aici, ce facem? Aici facem tochitura moldovenească. Tochitura moldovenească. Adică pomana porcului. Da. Și vis-a-vis... Dar din ce e? Vis-a-vis faceți baie. Da. Vis-a-vis facem balmoș? Balmoș, da, balmoș. Balmoș, balmascat, nu știu exact. Balmoș bucăniat. Deci stați cu noi că dăm drumul la foc. Hai, băgați. Și aici grătarul, bineînțeles. S-a dat drumul. Bineînțeles că Tibi nu e aici. Doar cu domnul Adi aici pe forță funcim, și... Funcim. Bineînțeles că cu Iris. Ia uite. Iris ajutorul numărul 1. Facem și ceaun, și grătar, pentru fetițe. E frumos. E gașcă mare pe aici. La vi arăt eu mai încolo. Uite și pe mama. Vi arăt eu mai încolo. Hello, hello. Asta e. Deci s-au apucat de treabă, băieții. Are și o, hello, o hello. Idee de picanterie. Ia uite ce avem aici de la Sibiu, frumos. De la gura râului. Bă, din marginimea Sibiului. Așa? De la Sibiu, așa, așa, spune, unde? Povestește-mi exact. Zi-mi un pic despre ce e vorba. Mi intri pe stânga sau pe dreapta? Ia uite, se face frumos. Da. Și aici bunii cu fetițele. Trebuie să punem Adidas și Iris. Victoria s-a încălțat. Vrea să-i faci așa, să o rotești, mama. Bine. Deci, din partea ținutului Boston. Adică? Adică mai la nord de Bacău. Așa. Botșani? Botșani, exact. Mai pe limba lor, exact. Adică șamie. Perfect. Un călduros, bine v-am regăsit, dragilor și iubiții mei. Și să trăiască Șerban Ioan. Și noi pe lângă el. Sănătos și voios. Super. Hai că se face. În afară de Șerban Ioan, al doilea lucru bun, Tibi. Bravo, n-ai făcut-o tu, dar ai adus-o. Bravo, Tibane! Ia uitați-vă, mă, pe Tibanu, strică gazonul, bă, băiatule. Tocmai te lăudam, nu te mai laud, gata. Hai, poftă mare, mă, da, duc să strâng, mă, mă duc să strâng. Ia uitați-vă, a venit și Raluca! Sănătate! Raluca, ești pe vlogul nostru, Victorienii. Mulțumim că ai venit. Eu vă mulțumesc. Să-ți trăiască finuțul. Vreau să știi că nu-mi faci peștele, tu. Ai pus-o pe... Gabriel, să-l facă peștele. Păi, dar ăsta n-a făcut nimic până acum, ce crezi? Nu, nu, tu ești bosul peștele, tu trebuia să-l faci. N-a făcut nimic. Păi știu că nu face nimic. Nimic, nu mai curaj. Și zic. Dar măcar acum e prezent, măcar e prezent. Ți-a băgat slănină? Poți să te apuc? Vezi că rămâne în posteritate. Istoria ăla de... Ce pește vrei? Nu, în care să mă bată. Un păstru, dacă vrei. Bă, vreau un păstru. Ce avem aici? Să vă trăiască, să vă trăiască. Mulțumim că ați venit. Da, nu sunt de azi. Mulțumim. Și atâta s-a putut, uite. Băi, este vorba, este vorba, este vorba de gura lumii. Așa. Gura lumii. Așa. Zice că nu se oprește. Țaca, țaca, taca, 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 paca, taca, taca. Tibi se arde asta dacă nu ai mișcat. Apă. 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 Eu am adus Red Bull, mă, să aduc apă. Hai că vă aduc acum. Ia uitați-vă, mă. Toată lumea e afară. Masa împărătească. Și Iris în capul mesei singuric. Și găgii. Nebunie. Bravo, Iris. Și aici ce avem? Ia uite, fetele, nebunie. Victoria, care s-a spus că și nu știam.
Băi, vă rog frumos, iubita mea. Hai fi gata cărnița. Nu s-a întâmplat nimic, mama tot ronță e ceva, foarte bine. Dar copiii n-au ronțăit nimic de dimineață. Hai la masă. A venit și Daria. Unde e Șerban Ioan? Doarme. Doarme. Deci, după botez, deci e prima dată când a adormit. Băi, știi cum? A mâncat, a râgâit și... Bă, mi-a fost s-a miros, da, mă, așa, și miroase așa frumos. E... Da, da, și ce crezi, mă, că îl împuțeam aici de miros de ceaun? Da, da, doar prea liniștit ca să-l trezești și să-l zgudui acum, deci doar... Bine, iartă-mi filmarea asta și spunem, Șerbane, cam așa a fost petrecerea ta. Da. De, de. Crenguța aia face diferența. Băi, e mult, e mult. Tată la copii. Se zice tata la copii. Tata la copii. Da. E gașcă mare. Acolo, ai, ce mai era. Ia vezi ce pune Tibi acolo, iubire. Vezi că mănâncă și fimele, da? Da. Bună ziua, bună seara. Da. Deja. Ia zi. E pe seara. Am vrut să-mi bage cărnat un pește. Da. S-a luminat. Acești pești? Am vrut la Luca să-i bag niște cărnați înăuntru ca să prindă un pic de gust, că ce n-ai doar pentru. Dar Luca a zis: "Nu, vă spun scot, măi." E pe genul lacto ovo fisho vegetarian. În Grecia, exact. În Grecia se cheamă fagri și în România fagro roz. Da, da. E de captură de aia, nu-i de aia. Ai, da, știi cât de tare m-am chinuit să-i curăț? Raluca, voi sunteți de vină. Da. Tibi, dar eu îți mulțumesc, ei sunt de vină, eu îți mulțumesc. Tibi e de vină, ca de obicei. Tibi, tu ești de vină, ai curățat peștele? Normal că nu. Bravo. Dar mâncare ai avut inițiativă. Bravo. Uite, a venit și Daria. Opa. A venit să mănânce, Daria. Mama la copii. 3 zile. Și copilul unde e? Doarme. Din fericire doar, din fericire, din cea mai mare fericire. Și prima dată când aud, nu stau așa, bă, plânge, plânge. Aia îndată mi se face dor de el. Auziți un pic. Înseamnă că e ce trebuie. Se aude, Tibi? Da. Și Șerban Ioan, îi dăm și lui? Ce tactică ai? 2-5-1, poate în casă. Trebuie liniște, frate, liniște. Și gata cu liniștea! Să înceapă nebunia! Nu, asta e aia pe care am pierdut-o. Am pierdut-o și când ai cumpărat și tu una. Asta am pierdut-o câțiva ani. Merit? Și am improvizat-o pe aia. În casă am pierdut-o, nu ți închipui. În casă, unde? Dar unde crezi că am pierdut-o? La Brașov? Unde? În Carrefour, unde? Da. Și când ai cumpărat și tu una. Da, da. Este una la noi acasă, da, Tibanul și-a luat la el, dar va ajunge aici când noi... Ah, deci nu ne-au adus-o. Este, mă, ne-a adus. Încă o bilă neagră pentru Tibanul. Ce am făcut? Tibanul cu pianul. Și n-ai făcut? Dar chiar Tibane, ia, bagă-și tu ceva la pian. Păi nu e asta? Nu, mă, mai e una. De burlac. Am avut și o zestă. Un prăjitor de pâine, un cuptor. E armă albă. Aia e improvizația, da, perfect. Hai. Mergem la masă, vă pupăm. Se întâmplă aici, avem lanterne. Mamă, facem balmoș? Balmoș. Ce înseamnă balmoș, Tibi, zi repede? Balmoș este mămăliga ucraineană. Perfect. Stai să pice lumina frumos. De ce este? Să vină și lumina frumos pe el, da? Balmoșul este un balmoș, corect. Așa, mămăligă. Mămăligă. Bogată, da. Ucraina. Care e ucrainsca aia. Bun, zi-mi rețeta un pic, dă-le și privitorul nostru ceva de secrete. Balmoși, cu nu, cu brânză. Cu brânză care crezi avem aici. Lapte. Lapte. Și ouă punem? Brânză frecată, nefrecată. Mamă. Și cine gătește tot Ibanu? Nu. Uite, avem aici domnul Adi. Ca de obicei, perfect. Bravo. Și peștele Raluca, ce spune aici? E bine. Opa, a dispărut! A mai dispărut peștele! L-am bătut eu pe el! Bravo, bravo, așa da! Hai că aprindem și luminițele și dacă tot e noiembrie, am aprins și piscina. Ca să fie treaba. Înțelegi? Pentru că încă n-am golit-o, dar o golim noi. Perfect! Ăsta sunt eu. Vă pup! Avem impresia că e vară! Exact! Avem impresia că e vară! Perfect! Ia uite, fetițele, mâțele mele! Ia uitați-le! Glory și Oxford. Oxford.
Glory și Oxford, tati. Da, au plecat. Da, tati, da. Vă, fetele joacă și fotbal la ora asta. Gașcă mare, nebunie. Ia să vedem. Ia uite, fetițele joacă fotbal. Noi facem aici balmoșu, nebunie. Domnul Adi, a venit Știbanu, suntem toți. În sfârșit e Știbanu. Ești vedeta acea, zici tu că e o specială, Știbanu. Lasă, bine, gata, a zis suficient. Bravo, bravo, Tibi. Să-ți trăiască. Să ne trăiască, bravo. Ce facem aici, Tibi? Brânză frecată. Măi, așa, ca și frecat. Au suflor ca la teatru. Hai, ia să vedem, iubire, ce se întâmplă aici la Balmoș. Eu acum, pe tecerile mele, o să le chem Balmoș. Mi se pare că e ca un bal. E concentrat pentru prima oară, Tibi. Și eu pentru prima oară relaxat, ca să nu spun că am băut prea multă cola. Băi, băi, Tibi, ce faci acolo? Alcaș frecat. Alcaș frecat? Da. Bă, da, i-am frecat pe toți? Și pe vacă și pe oaie. Perfect. Spuneți-ne un pic de unde sunt produsele. Cura Răului, de la Sibiu. Chiar din mărginime. Mulțumim frumos. Mărginimea Sibiului, super. Super tare. Oh, da. Cealaltă brânză? Hai, Tibane, hai, Tibane! Mami, vino! Balmoșul s-a schimbat! Ce avem noi aici? Ia uite ce avem aici, și aici reîncălzim treaba! Stai. Mamă, ce nebunie, așa. Să vină lumina, să vină lumina. Să vină lumina frumos. Să vină lumina. De ce avem Tibi aici? Asta este... Tochitura. Tochitura bucovineană. Bun, și o reîncălzim acum pentru că ea s-a făcut, dar o reîncălzim, da? Nu, o facem, o reamenajăm. O reamenajăm. O reorchestrăm. Gașcă mare. O reorientăm. Pardon? Și aici am pus balmoș. Mamă, cum arată balmoșul. Este perfect. Să fie petrecere pentru Șerban Ion! Vă pup, dragilor! Poftă mare! Da subscribe! Vă pup! Dragilor, nebunie! Hai, vă pupăm! Să aveți o seară bună! Asta e treaba! La noi, astăzi! Este... Produsul final este... Nebunie! Asta e treaba! Cât vine aici? Aici a rămas mamă, și mai bun. Mâncați aici? Păi aici a rămas și mai bun. Mamă! Și în casă, păi la fel. Perfect! Alo! Poftă mare! Este extraordinar balmoșul. Mulțumim frumos! Băi, chiar avem mare. Foarte bun, extraordinar, extraordinar. Extraordinar. Nu pot să vă arăt, dragilor. Ba, e ceva... Extraordinar. Bravo! Super! Să vă trească finuții, să vă trească nepoții, să vă trească copii. Tutorii, vă pupă, da subscribe. O să zi minunată pentru noi. Ne iertați pentru micile imperfecțiuni. Vă pupăm. Iubire. Bă, pătrățel cu fetele! Pătrățel, rămâne între noi. Eu nu las fetele cu nimeni. Apropo, nu-mi las fetele cu aproape nimeni. Nu cred, e bun să te mulțumim. Ai înțeles-o. Dar și ele ce, bravo. Ce stau. Păi, despre ce vorbim? Tu vorbești mama copilului? Eu vorbesc, Daria. Bravo. Daria, să vă trăiască. Să vă dea Dumnezeu putere. Că e un început. Dar e un început frumos. Uite, Tibi deja a început să exerseze. Puțin imperfect, dar mă rog. Bravo. Raluca, ai plecat? Da, plec, dar aștept să crească Șerban Mare să vină la cântare în locul lui Tasu. Perfect! Mulțumim frumos! Mulțumim, Raluca! Vă pup cel mai tare! Ceau, pa, pa! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să-l
să trăiască la mulți ani. Șerban să trăiască, Șerban să trăiască la mulți ani. La mulți ani, Șerban! Mă chema șoptea numele tău. Nici pic de vânt nu bătea, răpus de al tău spor. Fără să-mi spui, fără să-mi ceri, fără să-mi cauți tu privirea. Fără să-ți spun, fără să-ți cer, mi-ai dăruit toată iubirea.